Ora 19, bună seara domnilor, sunteți în umbra știrilor, foarte bine. Discutăm în această seară despre sectorul 3 al capitalei, probabil cel mai verde sector din București și totuși încă există probleme, s-au făcut multe lucruri în acest sector, însă așa cum se poate face, unde este loc de mai bine în fiecare domeniu sau în fiecare loc de pe această planetă, se pot face lucruri bune și la sectorul 3 al capitalei. Discutăm în această seară despre problemele cu care se confruntă locuitorii din sectorul 3 și cât de mulțumiți sunt ei sau nu de felul în care arată acest sector. Avem subiecte de interes pentru că ne-am dus la pas prin sectorul 3 și am întrebat pe locuitorii acestui sector care sunt domeniile ce îi interesează. Și avem așa spații verzi, poluare, locuri de parcare, infrastructură rutieră, combaterea traficului și consumului de droguri, dar și accesul la spitale și servicii sociale. Despre toate aceste subiecte discutăm în această seară cu invitații mei ce sunt candidați la Consiliul Local al sectorului 3 și începem cu domnul Lucian Judele. E important de menționat, este și candidat la primăria sectorului 3. Bună seara, din partea ADU, USR. Bună seara. De asemenea, domnul Adrian Cocoș, candidat PSD-PNL la Consiliul Local. Bună seara. Bună seara. Și imediat alături de noi va fi și domnul Alexandru Marcu, candidat AUR pentru Consiliul Local. Pentru început, aș vrea să vedem ce părere au locuitorii sectorului 3 despre acest sector și, desigur, ce își doresc ei de la viitorul primar și viitorul Consiliul Local. Haideți să vedem. Ce pare că arată sectorul 3 din capitală? Foarte bine, foarte curat, foarte îngrijit. Ce trebuie să mai facă domnul primar? Să mai facă ordine cu locurile de parcare acelea concesionate. Iar în per total, așa cum vi se pare că arată sectorul dacă locuiți acolo? Arată bine, e curat. Ce pot să spun? Că arată destul de bine. Ce ar mai trebui să facă domnul primar Robert Neguita? Nu știu. Să mai umble la infrastructură. A făcut ce a făcut bine până acum, dar mai trebuie să mai umble la infrastructură. La parcări? Nu prea avem parcări? E bine, e frumos. Cum vi se pare că arată sectorul 3? E ok. Sunt multe de făcut, dacă stăm să ne gândim, dar totuși a făcut. A făcut acolo spre partea aia, spre Vitan, drumul acela, deci face. Cum vi se pare că arată sectorul 3 din capitală? Mi se pare că arată bine. Față de celelalte sectoare? Față de celelalte sectoare, chiar îmi place inițiativa primarului. Ce credeți că ar mai trebui să e mai plin de vegetație? Eu, ca cetățean, am nevoie de mai multă verdeață, de mai mult aer curat, mai multe parcuri pentru copii, pentru noi. Știți că acum a fost semnat contractul pentru o nouă magistrală. E perfect. Poate să mai degreveze traficul ăsta din București, poate mai scăpăm de poluarea asta. Cum ți se pare că arată sectorul 3? Destul de curat. Mie îmi place cum e aranjat. Chiar arată destul de bine. Pot să zic că repară străzile destul de bine, adică nu prea am văzut să fie așa de multe șantiere și de obicei nu durează prea mult, dar acum na. Ce ar mai trebui să fac? Cred că să amenajeze mai bine spațiile verzi. Deci toată lumea are, sau în mare parte cei pe care noi am chestionat, au cuvinte de laudă, însă nu înseamnă că neapărat aceasta este părerea tuturor locuitorilor din sectorul 3. Cei pe care noi i-am întrebat, ați văzut care sunt răspunsurile lor. Am încercat să chestionăm oameni de toate categoriile, inclusiv tineri, pentru că știm bine, părerea tuturor contează. Principalele probleme, deși spun, repet, s-au arătat mulțumiți, dar totuși ar vrea îmbunătățiri în zona parcărilor, deci sunt deficiențe în zona parcărilor, o infrastructură mai bine pusă la punct și spații verzi. Asta în contextul în care sectorul 3 are cele mai multe spații verzi. Pentru început, aș vrea să îi întrebăm pe candidații din această seară pentru Consiliul Local, de asemenea, domnul Judele este și pentru primărie, domnul primar, pentru primăria sectorului 3, dar să vedem pe rând fiecare câte 2000 minute, de ce candidează? Și începem cu domnul Alexandru Marcu, care sunt sigur s-a pierdut prin traficul din București, candidat AUR la Consiliul Local Sector 3. Vă rog frumos, spuneți în 2 minute de ce bună vă seara. Doriți. Bună, bună seara, seara, bună seara. Să candidați. Sunt și candidat la primăria sectorului 3. Și la fel de ca și dumneavoastră, precum domnul Judele. De platou. E important de menționat. Dacă veți fi ales, ce vă doriți să faceți? De ce vreți să intrați în această lucru? Sectorul 3, exact cum ați văzut și în filmulețul pe care l-a spus mai devreme, există în sectorul 3 există oameni și mulțumiți, dar și nemulțumiți. Da. Lăsându-i pe cei mulțumiți deoparte, sectorul 3 are nevoie de infrastructură. Trebuie să venim cu un plan clar de infrastructură, organizare urbanistică.
Avem nevoie de spații verzi, avem nevoie de unități sanitare, avem nevoie de unități de învățământ, pentru că știm foarte clar, anul trecut au fost niște probleme cu școala de vară și grădinița de vară, unde părinții au așteptat la școală, la cozi interminabile pentru a-și înscrie copiii la aceste, la aceste unități de învățământ pe perioada verii. Pentru că părinții, vă dați seama, ei sunt nevoiți să muncească chiar și în timpul verii. Ei nu stau acasă, nu iau vacanță exact ca și copiii. Sunt foarte multe alte probleme care nu sunt scoase în evidență la, în sectorul 3. Da, luând lucrurile per ansamblu, la o primă vedere, lucrurile par bine, par bune, par bine. Dar mergând în detaliu și văzând în cartierele mărginașe, chiar vă dau exemplu cartierul 23 august, sunt foarte multe probleme. Există focare de infecții, există locuri în care se consumă și se vând droguri. Pot să vă enumăr foarte, foarte multe probleme pe lângă acest peisaj relativ frumos al sectorului 3. Bun, mai aveți puțin timp. Spuneți-ne cine sunteți dumneavoastră, o scurtă scriere. Alexandru Marconiță, sunt 34 de ani, tată a doi copii, provin din mediul privat, sunt antreprenor. Pot să spun că muncesc de la aproape 15 ani alături de familia mea. Am dezvoltat afaceri în domeniul Horeca, în domeniul construcțiilor. Îmi doresc de la sectorul 3 să redăm normalitate, să dăm oamenilor ceea ce merită, nu investiții inutile. Am văzut în ultima perioadă niște investiții aberante în sectorul 3 din punctul meu de vedere și nu doar al meu, chiar și al cetățenilor. Sectorul 3 are nevoie efectiv de normalitate. Mulțumesc foarte mult. Vom lua pe rând fiecare domeniu de interes pentru locuitorii sectorului 3. Adrian Cocoș, candidat PSD PNL la Consiliul Local. Dumneavoastră mă gândesc, vreți continuitate, dar haideți să ne faceți o prezentare. Ce vă doriți, de ce candidați, cine sunteți? Sunt Adrian Cocoș, sunt născut, crescut și locuiesc în sectorul 3. Toată familia locuiește, inclusiv familia soției mele locuiește în sectorul 3. Practic acolo mi-am dezvoltat toată activitatea mea de zi cu zi. Îmi doresc continuitate, îmi doresc ca proiectele bune, proiectele mari de infrastructură să aibă susținere în Consiliul Local Sector 3. Îmi doresc iarăși să terminăm până la 100% din reabilitarea tuturor blocurilor ce se pot reabilita în sectorul 3. Îmi doresc să continuăm proiectul cu panourile fotovoltaice din sectorul 3, cu modernizarea lifturilor din sectorul 3. Îmi doresc modernizarea, să continuăm modernizarea tuturor școlilor, grădinițelor și creșelor din sectorul 3, extinderea lor. Îmi doresc modernizarea spațiilor verzi. Spre exemplu, avem acum un proiect cu parcul celor 10.000 de pași, proiect care se derulează în acest moment. Sunt foarte multe proiecte începute încă din 2012 și avem nevoie de continuitate la primăria sectorului 3. Mulțumesc. Și acum Lucian Judele, candidat Alianța Dreapta Unită, membru USR. Sunteți candidat și la primăria sectorului 3, dar de asemenea și la Consiliul Local. Dumneavoastră cunoașteți foarte bine problemele, cunoașteți și ce s-a făcut în acest sector. Ce vă propuneți, de ce candidați? Da, cred că cunosc, aș spune că eu cunosc cel mai bine problemele pe care le are sectorul 3. Am văzut clipul de la începutul emisiunii, nu știu de unde ați găsit pe acei oameni atât de bucuroși în sectorul 3, pentru că eu în fiecare zi stau în sectorul 3, locuiesc și eu în sectorul 3 și vă spun sincer că rare ore mi se dă să găsesc câte un om fericit. Domnule, vă felicit că în acel clip... Dacă vreți, mergem împreună în sectorul 3 și dacă ne bănuiți de falsitate... Nu, v-am spus doar că ați fost foarte eficienți, că i-ați găsit pe toți. Nu am vrut să spun altceva, da? Haideți să nu consum toate cele două minute sau cât am pentru povestea cu e adevărat sau nu. Bun. Ce vreau să le spun cetățenilor sectorului 3? Dacă s-au simțit păcăliți de PNL și eu m-am simțit păcăliți de PNL, vreau să reprezint. Dacă aveți un copil la creșe, știți foarte bine că eu m-am ocupat ca voi să nu mai pierdeți din timpul vostru să veniți să plătiți cash plata mâncării copilului acolo. Dacă ai un copil pe care vrut să-l dai la școala de vară, așa cum spunea și colegul, da, au fost niște cozi interminabile. Dar eu m-am ocupat și am avut grijă ca acele cozi să nu mai există și anul acesta. Și am dat o hotărâre de Consiliul Local și m-am asigurat că sunt bugetați destui bani pentru asta. Eu m-am ocupat de asta. Dacă vrei să îți crești copilul și să-l dai la școală în sectorul 3, știi sigur că eu sunt acela care te poate reprezenta și care se asigură că toți copiii au laboratoare performante în școlile din sectorul 3. Nu doar dat cu var și niște termopane. Dacă ești o persoană, un antreprenor care își dorește să-și dezvolte o afacere în sectorul 3, eu te pot ajuta să-ți dezvolți afacerea. Ceilalți ați văzut și au dezvoltat afacerile de familie până acum.
Dacă ești un senior, cu siguranță programul de asistență sociomedicală la domiciliu este cel care ți se potrivește. Bun. Pentru că știu sigur că vei avea nevoie de cineva care să-ți deschidă ușa și să aibă grijă de tine. Mulțumesc, domnul Judele. Vă cer dovezi pentru afirmațiile pe care le-ați făcut adinaori. Pe care? Da, asta am zis, pe care le-ați făcut, cele cu la doar familiile lor au acces la... Păi știți că este lucru stabilit pe care nu îl spun eu. Cele mai multe apartamente în sectorul 3 au fost construite de către familia domnului Robert Neguiță. Poate oricine să vadă acest lucru. Cele mai numeroase apartamente... Este o decizie a instanței, o ceva? Adică, nu, dar nu, n-am spus sunt, că... Sunt acuzații, spus adică... Că, de ce o acuzație? Că a construit cele mai multe apartamente... Sute de dezvoltatori în sectorul 3. Așa cum spune și... Da, sunt, dar doar familia Neguiță a dezvoltat atât de multe apartamente. Ceilalți este mai puțin, așa, un haideți P plus să mergem, 4, să familia Neguiță un P plus 11. Bun, domnul Judele, să știți că eu și de data trecută aștept la dumneavoastră dovezile pentru afirmațiile pe care le-ați făcut, nu mi le-ați adus. Mergeți prin sector și vedeți. Hils pe dreapta, da. Hils pe stânga. Mă, n-am voie să spun. Toți ne plimbăm prin sectorul 3 și știm... Am văzut, da. Au răsărit ca ciupercile. Haideți să vorbim despre subiectele de interes. Domnul Judele, haideți să vorbim, dragi invitați, să vorbim despre subiectele de interes pentru locuitorii sectorului 3. Avem așa, în primul rând, spațiile verzi și poluarea. Aveți fiecare dintre dumneavoastră câte 2 minute la dispoziție să-mi spuneți, să spuneți celor de acasă ce vă doriți să faceți dacă veți fi aleși și de asemenea câte 30 de secunde ceilalți contracandidați în cazul în care vor o opinie, un drept la replică. Începem cu, haideți, cu dumneavoastră, domnule Adrian Cocoș. Da, vis-a-vis de poluare aici trebuie și spații verzi. Începem întâi cu subiectul poluare. Nu o să-l dezvolt foarte mult pentru că aș vrea să-l dezvolt în întrebările următoare. Cred că este necesar o dezvoltare a infrastructurii în sectorul 3, exact așa cum ne-am propus. Sunt 4 proiecte mari de dezvoltare, dar voi vorbi doar de 2 de interes general. Plantăm în fiecare sezon în care putem planta copaci în sectorul 3, plantăm câte 10.000 de copaci per perioadă de plantat. Cum v-am spus și mai devreme, dezvoltăm parcul celor 10.000 de pași, acolo ne putem plimba pe jos, ne putem plimba cu bicicletă, avem pistă de bicicletă, avem pistă de alergat. Am construit de la zero parcul Teilor, un parc într-o zonă mărginașă a sectorului 3, o zonă care acum arată excepțional din punctul meu de vedere. Am fost acolo, am văzut că cetățenii sectorului 3 se plimbă și se bucură de acel parc. Mai avem și parcul Iore, partea parcului Iore ce ține de primăria sectorului 3. Din păcate avem acea problemă cu partea retrocedată a parcului Iore. Statutul juridic al acelei părți a Ioreului ține de primăria capitalei. Sper din tot sufletul să se rezolve. Este o luptă acolo. Încercați să obțineți de la primăria capitalei. Ne dorim foarte tare ca acea situație neplăcută să se rezolve. Ne dorim foarte tare din partea primăriei capitalei să vină cu o propunere concretă, nu cu praf în ochi, cu o amendă care n-a rezolvat problema și nici în cele 6 săptămâni pe care domnul Nicușor Dan le-a cerut. Din punctul meu de vedere, instanțele abilitate ar trebui să dea o decizie finală, iar după decizia finală, în funcție de ce decizie se va lua acolo, dacă va fi cazul, consider că primăria sectorului 3, primăria capitalei, prefectura, va trebui să se pună toți la masă și să ia cea mai... inclusiv societatea civilă să ia... Timpul va expira, mulțumesc. Domnul Judele, venim la dumneavoastră. Ce vă doriți dumneavoastră și... în referitor la acest subiect. Haideți să vorbim poluare și spații verzi. Bun. Referitor la spațiile verzi. Vreau să vă aduc la cunoștință următorul lucru. În sectorul 3, doar în cartierul Titan, pe durata celor 3 mandate pe care le-a avut Robert Neguiță, s-au pierdut, în detrimentul pavelelor și bordurilor, mai bine de 10% din suprafața spațiului verde. Asta ce înseamnă? Înseamnă că am pierdut de vreo câteva ori parcul Iore. 2. Ce s-a întâmplat în parcul Iore? Este clar că a fost o înțelegere între mai multe clanuri de mafioți. Aveți dovezi? Vă spun că începe un nou proces și am dovezile, m-am luptat ca cei de la ISU să vină acolo și să constate că acele incendii nu sunt incendii spontane. Dar pentru deci ceea ce am, ați spus, am dovadă, am dovadă, doar bine, o mână, și eu ca doar să o mână criminală. Să pic, doar o mână criminală poate să incendieze intenționat în parcul Iore. Și acest lucru nu l-am dovedit eu.
a fost nevoie și de ajutorul meu să-i convin pe cei de la ISU să vină și să constate, să-i aprobe și să spună da, incendiile nu sunt incendii spontane doar în cele 12 hectare, sunt incendii intenționate. Deci am probe pentru ceea ce... Deci dacă aveți dovezi... Referitor la parcul celor 10.000 de pavele și borduri despre care a spus, eu n-am văzut pe nimeni care să aibă curaj să meargă și să se plimbe prin soare pe un... Am fost, cel mai... am făcut de curând o filmare acolo. Da, dumneavoastră, lăsăm să vorbească, domnul Judele. Poate vă place să stați în soare și să mergeți să... arătăm realitatea. Lăsați-l, vă rog, să vorbească, că vorbiți pe timpul 10 km de... Deci am făcut acolo 10 km de pavele și borduri. Revenind, soluțiile noastre sunt următoare. Trebuie să redobândim spațiul verde care a fost nenorocit de Robert Negoiță în cele 3 mandate. Cum? În zonele noi, care au mai rămas în sectorul 3, trebuie să cumpărăm acele spații și să le transformăm în parcuri. Și de ce n-ați mai sunt încă, mai sunt, n-am făcut... Ați venit cu o propunere concretă în acest sens? O să mi-l dați de la el 30 secunde, că eu răspund imediat. Da? Dacă vă aduceți aminte, atât în ceea ce privește Parcul Iore, cât și în ceea ce privește achiziția de noi spații verzi, a fost un HCL. Pe primul l-ați picat, pentru că a spus că nu putem să lăsăm 50 de milioane de euro într-un fond de rezervă, și al doilea, al doilea a trecut, s-a votat, s-a aprobat, pe lângă Browner, dacă vă aduceți aminte, trebuia să avem un parc acolo. Ați schimbat și ați transformat din parc, ați spus că o să faceți nu știu ce complex, vom vedea ce va ieși. Dar era parc acolo, da? Așa, mai, vă mai dau deci, soluțiile noastre acestea sunt. Haideți să nu mai nenorocim spațiile verzi, să plantăm copaci pe bune, nu ele, cum face Robert Negoiță, și în zona în care a mai rămas neconstruită în sectorul 3, putem să avem parcuri acolo. Vă mulțumesc. Neapărat. Să știți că ați văzut 2 minute și 40 de vă secunde, mulțumesc. Tocmai apreciez. Pentru că au intervenit contra candidații. Aveți 30 de secunde la dispoziție să-i spuneți ce aveați de spus domnului... Da, un amendament steril cu... Pe mențiunea că luăm bani de la borduri și băgăm este în fond... candidatul PSD, vă rog. Și luăm banii de la borduri și băgăm într-un fond de rezervă și cu asta am rezolvat problema spațiilor în sectorul 3, spațiilor vezi în sectorul 3, este un amendament steril, populist. Așa că mai bine să-i cheltuiți pe borduri. Pe care cei de la USR l-au tot înaintat în fața în ședințele de Consiliu Local, fără nicio bază în spate, fără nicio discuție în spate. Din punctul meu de vedere, eu nu am avut cum să votez așa ceva. Dar de ce nu ați încercat să luăm banii și să vedem? Nu, poate pentru funcționa. Că altă soluție în afară de fondul de rezervă n-ați găsit. Deci fondul mulțumesc. De rezervă înseamnă să ai niște bani și să-i cheltui pentru spații verzi. Domnule Judele, revenim când o să vină timpul dumneavoastră. Mergem acum la domnul Alexandru Marcu, candidat AUR și pentru Consiliul Local și pentru Primăria Sectorului 3. Cum vreți dumneavoastră să îmbunătățiți iată acest domeniu de interes pentru locuitorii sectorului? I-am ascultat cu drag pe colegii de platou, dar din păcate nu am auzit o soluție concretă. Nu știu, poate n-am auzit eu bine. Dăm vina, bacă ăla a făcut, bacă ăla a furat, bacă a pus pavele, borduri, drumul celor 10.000 de pași. Concret, soluție. Vin cu o soluție simplă, înlocuirea gardurilor din jurul blocurilor cu garduri vii. Avem garduri metalice, punem garduri vii, creăm mai mult spațiu verde. Practic, o soluție. Avem cartierul 23 august, vă dau un exemplu. Un cartier uitat de lume. Eu am fost de curând, am luat tot sectorul la pas, nu s-a plantat nici măcar un copac în zona respectivă. Străduțele din zona cartierului 23 sunt în continuare într-o stare deplorabilă. De curând am văzut că au ajuns clasicele borduri și pavele. Vin în continuare cu soluții. Plantarea copacilor în cartierul 23, în zonele periferice, în care nu s-au făcut investiții până în momentul de față. Ok, am înțeles că în centrul sectorului, în zonele de interes, probabil ale familiei care conduc primăria sectorului 3, mai degrabă SRL-ul primăria sectorului 3, au... Spune, să nu vă fie jene. Spune, nu mi-e frică, știu oamenii exact despre ce vorbesc. Doamne, ferește. Fiecare afirmație, vreau și dovezi. Era o metaforă. Okay, bun, deci n-aveți dovezi, dovezi este o metaforă, bun. Da, trecem mai departe. Venim cu soluții practice. Plantăm copaci. Vă dau un exemplu. V-am dat exemplu cartierul 23 august. Cartierul Paladi, unde s-a construit foarte, foarte mult. Deși este o zonă de interes a acestei familii, nu s-au plantat copaci. De ce spuneți că este de interes pentru acest? Pentru că și-a dezvoltat, au dat exemplu și colegul de platou, s-a dezvoltat foarte mult acolo zona imobiliară a familiei Negoiță, din punct de vedere imobiliar. A fost greu să spuneți Negoiță? Credeți că am nevoie de susținerea dumneavoastră? Credeți că am, credeți-mă că sectorul 3 face alianța cu SR, vă uniți. Noi facem alianță cu toți cei care votează proiectele în beneficiul cetățenilor. Nu mă interesează că e PSD, că e PNL, că e USR și așa mai departe. Pe mine mă interesează beneficiul cetățeanului.
Bun. Nimic altceva. Deci dacă vă doriți... cum fi primar. Dacă proiectele sunt în beneficiul cetățeanului, le voi vota cu drag viitorul primar Alexandru Marconiță. Asta i-am spus. Haideți să facem un felul următor. Luăm o scurtă pauză de publicitate și când ne reîntoarcem discutăm despre parcuri. O să apelez din nou la bunăvoința dumneavoastră și să nu mai vorbiți peste timpul celuilalt contracandidat pentru a vorbi fiecare câte două minute, după care promit că vă dau cele 30 de secunde pentru a veni cu un contraargument sau cu un drept la replică. Ne reîntoarcem, e foarte interesantă discuția și îmi place, în 5 minute. Am revenit în direct, vă reamintesc, discutăm despre sectorul 3 al capitalei, probabil cel mai verde sector din București și totuși, așa cum ați văzut, dacă ne-ați urmărit de la începutul acestei emisiuni, există probleme, oamenii sunt mulțumiți, dar totuși spun că se pot face îmbunătățiri, așa cum probabil se pot face în orice domeniu. Avem invitați doi candidați pentru primăria sectorului 3, dar care sunt candidați și pentru Consiliul Local. De asemenea, avem și un candidat din partea PSD PNL pentru Consiliul Local și cu fiecare în parte discutăm despre soluții, despre viziuni, cum vor să îmbunătățească viața locuitorilor din sectorul 3. O problemă principală a tuturor celor chestionați, locuitori din sectorul 3, spun așa, avem parcări, dar vrem mai multe parcări. Trebuie rezolvată această problemă a parcărilor și aș vrea să începem cu domnul Judele, candidat ADU, membru USR la Consiliul Local și primăria sectorului 3 pentru funcția de primar. Cum rezolvăm această problemă? Problema parcărilor există în toată capitala, în toată țara. Își doresc locuitorii sectorului 3 mai multe parcări. Bineînțeles că își doresc și au tot dreptul să își dorească parcări, pentru că sunt familii care trebuie să ducă copii, să meargă la serviciu și au nevoie de mașină, poate nu toți reușesc să ia mijloc de transport în comun. Revenind, parcările sunt vitale în oraș, doar că trebuie să fim atenți la compromisul pe care îl facem pentru parcări. Nu poți să tai din spațiul verde, adică din fața blocului, din grădinii din fața blocului, pentru a transforma în parcare. Nu poți să pui parcare peste hidrantul de care ai nevoie în caz de incendiu. Cum am văzut că s-a făcut peste tot în sectorul 3 și au ars, da? Să nu mai cereți dovezi, anul trecut 17 case. Pentru că unde era hidrantul era un loc de parcare, pompierii au reușit să ajungă foarte târziu, să mute și mașina și acel hidrant nu era nici măcar funcțional. Bun, revenind. Ce se poate face? Sunt străzi care pot fi transformate în străzi cu sens unic. Pe o parte și pe alta se mai pot crea noi locuri de parcare, mai putem crea și parcări supraetajate. Sunt încă zone unde nu s-a construit, zone micuțe, unde nu se poate construi niciun bloc și sperăm să nu se construiască, dacă ajung eu primar, vom construi parcări supraetajate, astfel încât să mai putem crea încă vreo 30.000 de locuri de parcare, care ar fi suficiente. Pe lângă aceasta, se vede clar că transportul alternativ prinde în sfârșit în București peste 30%. Datorită Gabriele Firea, care a atras acel proiect și domnul Nicușor Dan l-a implementat. Adevărul pe hârtie, că o să vă cer și dumneavoastră probe imediat, este că Nicușor Dan a refăcut acele proiecte pe care le-a... documente pe care nu le-a câștigat, le-a depus greșit, le-au fost schimbate și banii... Știi ce a făcut? Gabriela Firea a adus autobuzele diesel, punct. Da? Nicușor Dan a adus tramvaie, a adus autobuze electrice, a adus troleibuze. Nu pe proiectele făcute de Gabriela Firea, pe proiectele făcute, da, pe tocmai pentru că sunt corect și vreau să spunem adevărul. Mulțumesc. Deci încurajăm transportul în comun, vom crea și acele piste de biciclete și evident va rămâne destul de mult spațiu, deci încurajați și pentru transportul alternativ și pentru parcările peste 30 pe care de locuri de parcare. Bun. Haideți să vedem domnul Alexandru Marcu, care este de asemenea candidat pentru primăria sectorului 3, de asemenea și pentru Consiliul Local. Ce vă doriți dumneavoastră? Iată o problemă de interes pentru locuitorii sectorului 3. O mare problemă a sectorului 3 o reprezintă costurile pentru un loc de parcare. Un subiect pe care colegii de față nu l-au abordat până în momentul de față. Din păcate, oamenii s-au săturat să fie copleșiți, sufocați de taxe. Pe lângă taxele de parcare, plătesc taxe, toate clasicele taxe, impozite și așa mai departe. 600 de lei, aproximativ 600 de lei anual, este o taxă
exorbitantă pentru oameni, pentru că oamenii nu mai au posibilitate. Nivelul de trai din România a scăzut foarte mult în ultimii ani de zile. Vorbim de un proiect propus de primarul în funcție, susținut de USR. Taxa de 5 lei pe parcare. Plătești odată o taxă pentru locul de parcare de 600 și ceva de lei, ulterior vrei să pleci cu mașina dintr-un loc în altul, să te duci la piață, dau un exemplu, plătești încă 5 lei pe oră, stai câteva ore la piață, cheltui în continuu bani pe parcare. Este un proiect pe care noi vrem să-l implementăm la sectorul 3, taxă zero pentru parcare. Exact cum s-a putut și o taxă zero pentru salubritate, se poate și o taxă zero pentru parcare. Vin și cu soluția. În continuare a acestei idei. Pentru cetățenii care își plătesc taxele, clasicele taxe și impozite, în primele 3 luni ale anului. Știți că beneficiază de 10% reducere. Noi venim în completarea acestei taxe pentru mai bună colectare de bani la bugetul local, pentru că încurajăm oamenii să-și plătească clasicele taxe. Venim și cu această taxă zero pentru parcare. Responsabilizăm și cetățeanul, colectăm și o colectare mai bună de bani la buget. Venim totodată cu un proiect pe care, la fel, nu l-am văzut, l-am văzut în alte sectoare implementat, parcările de tip park and ride. Avem zona Paladii care s-a dezvoltat. Avem în sectorul 4. Avem în sectorul 4, avem în sectorul 2, în zona Pantelimon, avem în sectorul 1, în zona Străulești, dacă nu mă înșel, se pot face astfel. Astea sunt soluții care pot fluidiza și traficul și o soluție mai bună și pentru natură, pentru mai puțină poluare. Bun. Mulțumesc, domnule Judele, 30 de secunde. Am văzut că v-ați amuzat. Da. M-am amuzat la soluțiile pe care le-a găsit colegul de la tot de la AUR. De ce? Nu vi se pare fizabil? Sunt soluții pentru a aduce mai multe mașini ce a găsit dânsul. Pentru că soluții pentru a crea mai multe locuri de parcare nu am auzit, îmi pare rău. Revenind. Mai multe locuri de parcare. Haideți să vă spun. 600 de lei pe an. Lăsați-mă că sunt cele 30 secundele mele. Dacă dumneavoastră mă atacați pe mine, mă simt datorat să vă răspund la aceste întrebări. Haideți, din nou, reluăm 30 de secunde, vă dau după aceea 30 de secunde. Haideți, domnule Jutele, vă dau 30 de secunde din acest moment. Nu sunt doar 600 de lei pe an pe care cetățenii sectorului 3 plătesc. Nu sunt doar cei 5 lei care se plătesc între blocuri. După mintea luminată a lui Robert Negoiță, dubla taxare. Cineva plătește abonament, plătește impozit și vine altcineva și plătește pe locul lui încă 5 lei pe oră și celălalt nu are unde să parcheze. Ca să vă fie mult mai clar ce a încercat colegul de la PAUR să explice. Pe lângă asta, Robert Negoiță vine și ne propune în sectorul 3 o parcare de 114 milioane de euro. 114 milioane de euro face o parcare cu 8 etaje. Coincidență că această parcare este fix lângă complexul imobiliar al fratelui dânsului. Cata cele 30 de secunde, mulțumesc. Vă rog, alte 30 de secunde. Răspundeți și mie strică la întrebarea aceasta. Cine a votat acest proiect cu taxa de 5 lei în Consiliul Local Sector 3? Dar nu știți cine a votat acest proiect? Răspundeți-mi simplu la această întrebare. Nu răspundeți cu întrebare. Proiectul inițial a fost un felul... Stați un pic. Proiectul inițial nu a fost, hai să plătim 5 lei... Bun. Hai să plătim 5 lei și altcineva să mai plătească încă o dată. Sunt două lucruri. Sunt două lucruri de Negoiță susținut de USR. Sunt zeci, sute de proiecte pe care cei de la USR l-au votat în favoarea lui Negoiță. Bineînțeles că au fost proiecte. A expirat. Bun, haideți să mergem să vedem dumneavoastră, domnule Cocoș, ce soluție aveți dumneavoastră. Da, soluția cu reducerea taxei de parcare, taxa de 600 de lei, ar fi ideală dacă taxa de parcare ar fi stabilită de către Primăria Sectorului 3. Știm cu toții că taxa de 600 de lei pe an este stabilită de Primăria Capitalei, iar noi, ca și consilieri locali a Primăriei Sectorului 3, nu avem ce face în acest sens. În sectorul 3 există în momentul de față 80.000 de locuri de parcare, cam 30% sunt nenominale, restul sunt nominale. Dubla taxare, evident, în sectorul 3 nu există. Vă dau și o explicație. Vă dau explicația logică pentru care s-a mers pe acest criteriu. Eu, care am loc nominal în sectorul 3, când plec de acasă, locul acela este al meu 24 de ore. Din 24, teoretic, eu când mă întorc acasă, locul acela trebuie să-l găsesc liber. Dacă am loc de parcare nenominal, ba da, da. Este locul ca să de parcare, cum funcționează administrația sectorului 3. Nici ei măcar nu știu proiectele pe care l-au votat. Unul spune hăi, altul cea. Asta este conducerea sectorului 3. Lăsați-mă să vă explic.
Locul de parcare nominal este al meu 24 de ore din 24. Și nu îl poate ocupa nimeni. Și îl poate ocupa cu condiția ca persoana respectivă să-și lase numărul de telefon în geam, iar în maxim 15 minute să vină să elibereze locul de parcare. Locul de parcare nenominal în sectorul 3 înseamnă că poți parca pe o baterie de parcări, bateria din autorizația de parcare, poți parca pe oricare din locurile din bateria respectivă, ba mai mult, dacă te duci în timpul zilei la piață, la cumpărături, la doctor, oriunde te poți duce în sectorul 3, poți parca gratuit pe locurile galben marcate din sectorul 3 între 8 dimineața și 6 seara. Ba mai mult. Poți 30 secunde, 15, mă descurc. Ba mai mult de atât. Dacă tu ești plecat și ai loc nenominal și vine cineva și plătește 5 lei pe oră, când te întorci, nu mai ai unde să parchezi. Pentru că acesta este regulamentul pe care Robert Neguiță l-a făcut cu echipa lui pe de care înțeleg că l-ați votat. Pe care nu l-am votat. Vă rog frumos. L-ați votat, nu l-ați votat, vă jubuie de aici. Dubla taxare. Asta înseamnă dubla taxare. Eu plătesc un abonament, vă rog frumos, 600 de lei pe an pentru a avea acel loc nenominal, da? Și după cineva îmi parchează pe locul meu, plătește 5 lei pe oră, eu nu mai am unde să parchez. Bun. Vă rog, foarte scurt. Măcar o speță de genul acesta, vă rog frumos să ne prezentați. Câte sunt. Pentru că nu există așa ceva. După ora 6, persoana respectivă așa am crezut trebuie și eu să-și găsească loc, loc de parcare în bateria așa de parcare. Așa am crezut și eu. Mergem acum împreună. Mergem împreună. Încercați. Bun, dar nu mergeți acum, mergeți după emisiune, vă rog. Stați un pic, putem să facem. Haideți că vă dau un alt subiect de interes. Trimiteți acum mesaj, acum în momentul ăsta, în timpul emisiunii. Avem un alt subiect de foarte interes pentru locuitorii sectorului 3. Putem proba. Vreți să probăm? Școli și grădinițe. Uitați, începem cu dumneavoastră. Ce propuneți în acest domeniu educațional? Școli și grădinițe, un alt domeniu de foarte mare interes pentru locuitorii sectorului 3. Știu că îl cunoașteți, vă rog. Pentru școlile din sectorul 3, da. În programul nostru electoral, avem următoarea propunere, ca toate școlile să poată oferi masa caldă. Ce înseamnă deci un masa proiect caldă? Similar cu cel din voluntari. Fix cum este definit și similar cu alte proiecte pe care le mai avem și în alte orașe din țară. Bravo. Similar cu legea pe care noi am reușit să o trecem în Parlament, masa caldă în școli, dacă ar fi să fim corecți până la capăt. Bun, revenind, masa caldă pe bune în școli. Sunt școli unde se pot construi și se pot ameneja bucătării, sunt școli unde nu, într-adevăr, nu se pot. Dar masa caldă trebuie să ajungă în toate școlile. Copiii nu pot sta cu acel sandwich, cu legume fierte, pătrățele pe care de obicei le folosește din Horeca la ciorbe și bucățele de piept de pui. Avem nevoie ca toți să aibă masa caldă. Asta odată. Doi, fiecare școală trebuie să aibă un laborator dotat conform specificului școlii. Trei, odată ce ai făcut aceste laboratoare, mai avem și acum, sunt școli în sectorul 3 care au bazine de not, dar care nu sunt folosite de către elevii acelei școli, sunt folosite de către alte societăți private. Sau sunt școli care au bazine, dar nu sunt folosite deloc. Lucrul acesta nu vreau să se mai întâmple în sectorul 3. Și 4. Trebuie să avem grijă de copii, de siguranța lor. Trebuie să ne asigurăm că nu li se mai cere fondul clase. Da, știu, e 2024 și încă în sectorul 3 se mai cere fondul clase. Ba da, ține de primărie, pentru că primăria trebuie să aibă grijă că toți copiii au tot ce au nevoie ca să-și poată desfășura orele. Știu că e dezaprobat și de Ministerul Educației. Este dezaprobat, dar încă există această practică, din păcate, și în sectorul 3. Mulțumesc, domnule Judele. Domnule Cocoș, vă rog. Vis-a-vis de școlile din sectorul 3, vreau să menționez faptul că toate școlile, toate grădinițele și toate creșele din sectorul 3 sunt reabilitate, sunt la standardele anului 2024. Ba mai mult, construim un centru multicultural pe strada Victor Brauner, construim o clădire nouă la școala Neagoe Basarab, avem săl de sport la toate școlile din sectorul 3, extindem capacitatea sălilor de clasă pentru toate creșele, toate școlile și toate grădinițele din sectorul Mulțumesc. 3. Avem programul Școala după școală, care este gratuit în sectorul 3, unde copiii primesc fix ceea ce a spus domnul Judele cu să facă. Deja primesc masă caldă în școlile din sectorul 3. Mulțumesc foarte mult. De asemenea, vin și la noastră domnul Alexandru Marcu, candidat din partea AUR pentru primăria sectorului 3 și de asemenea și pentru Consiliul Local. Vă rog, dumneavoastră, cum vedeți? Aveți și copii? Cu același interes am ascultat pe colegii de platou, dar nimeni nu spune că nu sunt suficiente locuri pentru copii în școli, grădinițe și creșe.
facem laboratoare, le dăm mâncare, dar... Nu sunt importante? Sunt importante. Sunt foarte importante și acestea. Dar, în primul rând, școala e mai importantă. Dacă nu ai școala în care ei să învețe, unde le dai de mâncare? Unde? Degeaba vii cu astfel de soluții când tu trebuie să construiești, ai nevoie de o capacitate mai mare de școli. Trebuie să construite școli, grădinițe, creșe. Avem un proiect, pe lângă acestea clasice pe care putem construi școli, grădinițe și creșe, avem în completarea școlii centre educaționale, artistice și sportive pentru copii, susținute din bani publici și fonduri europene. Vin în completarea clasicei școli. Mulțumesc foarte mult. Deci eu zic așa, că în momentul de față, toți cei trei invitații mei își doresc să facă ceva pentru sectorul 3. Doamne ajută să ajungeți acolo unde vă doriți, dar împreună cred că veți face mai multe pentru comunitate. Mergem mai departe, discutăm acum despre combaterea traficului și consumului de droguri. Vreau să știu ce părere aveți, ce soluții aveți pentru locuitorii sectorului 3. Începem cu dumneavoastră, domnule Cocoș. Da, la nivelul sectorului 3, poliția locală are protocol de colaborare cu Poliția Națională. Statistic, numărul cazurilor de consum de droguri în perimetrul școlilor a scăzut considerabil, statistic vorbind, deci nu vorbim doar pe presupuneri. Să ne arăta și nouă statistică. Sigur, imediat după ce terminăm emisiunea, promit că o să vă arăt statistica. Avem aproximativ 1100 de camere video montate în sector. Împreună cu Poliția Locală și Poliția Națională sunt periodic acțiuni de combatere a traficului și consumului de droguri. Cel mai des se întâmplă în zona de centru, în proprietățile acelea părăsite. Dacă se constată acolo că se consumă droguri, evident că organele abilitate preiau persoanele respective de acolo, iar clădirea respectivă este sigilată. Vă gândiți inclusiv la programe de prevenție în școli? Evident că ne gândim la programe de prevenție. Vom vedea în colaborare cu instituțiile statului ce soluție optimă găsim pentru... Mulțumesc. Domnule Marcu, dumneavoastră... Marco, îți scuze. Dumneavoastră, ce propunere aveți? Din punctul meu de vedere, poliția locală este inaptă. Nu își face treaba absolut deloc. Avem zeci, sute de angajați în poliția locală plătiți din bani publici, care să urmărească două, trei bătrânele prin sector, căvând două, trei legături de pătrunjel sau mai știu eu ce pe acolo. Vă dau un exemplu pe care l-am dat și chiar acum, de curând, am făcut un reportaj pe care o să-l publicăm zilele următoare, cu un focar de infecție, un paradis pentru consumatorii și dealerii de droguri, fix la câteva sute de metri de primăria sectorului 3. Mi-aș fi dorit ca colegii de platou să cunoască acest loc, fostul liceu Timpuri Noi. Probabil că urmăritorii și cetățenii din sectorul 3 care locuiesc în zonă cunosc foarte bine problema de acolo. Zeci de persoane zilnic merg în acel loc. Este, într-adevăr, este proprietate privată, dar zeci de persoane merg acolo, consumă droguri, cumpără droguri. Păi și n-ați făcut o sesizare, dacă aveți aceste informații? S-au făcut zeci de sesizări, sute de sesizări. Și la Poliția Națională, Poliția... Absolut. Există o secție de poliție la câteva sute de metri. Secția 11 de poliție. Ați făcut solicitarea? Nu am fost eu personal, au fost colegi de-ai mei. Deci doar ați auzit că există. Au fost colegi de-ai mei din AUR, care au făcut sesizări acolo, au fost trimis special să facă sesizări. Nimeni nu a venit cu nicio soluție. Absolut nicio soluție. Cum există acest focar de infecție, există mult mai multe altele în sectorul 3. Poliția locală, nu știu cum, pe ce criterii se angajează oamenii acolo. Pentru mine este o mare problemă. Oamenii care se angajează la poliția locală trebuie selectați foarte atent. Pentru că nu poți să pui orice om să meargă pe stradă, să se confrunte cu problemele din teritoriu și ei să nu aibă capacitățile necesare. Chiar am fost într-o altă zonă din sector, unde stăteam de vorbă cu un grup de oameni. Și mi-au spus, păi, poliția locală vine aici la noi și le e frică, că stau strânși câte 10-20 de persoane, consumă alcool și poliția locală le este frică să intervină. De ce? Întrebați-i pe ei. De ce? Le e frică? Iertați-mă că îmi permit. Sunt incompetenți. N-am avem nevoie soluții în poliția locală de o mână de fier care să conducă și oameni care să selecteze personalul pe care îl angajează în poliția locală. Mulțumesc foarte mult. Revin cu aceeași întrebare și pentru domnul Jodele din partea USR, însă după o scurtă pauză de publicitate, când ne reîntoarcem și vorbim și despre accesul la servicii de sănătate și servicii sociale. Rămâneți cu noi.
Am revenit în direct, discutăm despre sectorul 3 al capitalei, cel mai verde sector. Discutăm în acest moment despre combaterea traficului și consumului de droguri. Ne-a rămas dator cu un răspuns domnul Lucian Judele, candidat pentru primăria sectorului 3, atât pentru funcția de primar, cât și consilier local. Vă rog, 2 minute aveți. Eu nu cred că cineva poate avea la Robert Negoiță pretenția să combată consumul de droguri în sectorul 3 în general. De ce? Dacă ar fi vrut să facă acest lucru, ar fi făcut-o până acum. Cum a spus și colegul de la PSD, există camere de supraveghere peste tot în sectorul 3. Există pază de la poliția locală în toate școlile din sectorul 3. Din păcate, încă se comercializează substanțe interzise pe lângă școli. Noi, consilierii USR, am făcut și public o adresă când am găsit lângă o grădiniță mai multe serinci. Persoane care veneau și consumau droguri fix lângă școli. Dar de ce să consume lângă școli? Ce e acolo? Lângă școală? Păi nu înțeleg explicația. Poate tocmai vor să ne atragă un semnal de alarmă că facem ce vrem în acest sector. Domnule Judele, acum sincer, un consumator, vă rog, nu vă dau întrebat, timp înapoi. Nu un consumator de droguri, credeți că se duce să demonstreze că face ce vrea? Vă spun că nu i-am întrebat de ce s-au dus să consume fix lângă școală, dar am găsit urmele acestui fapt. Da. Acolo, la fața locului. Mai multe serinci. Noi putem să avem mai multe cursuri, putem să vorbim cu toți copiii, începând de la clasa 4-a, să le explicăm despre consumul de droguri. Sunt părinți care fac acest lucru acasă, dar trebuie să-l facem și noi la școală. Asta odată. Și doi, când nu ai cum să vinzi droguri în sectorul 3, fără ca poliția locală să știe. Eu cred că sunt polițiști locali competenți și care ar putea să ia atitudine, dar, din păcate, sunt trimiși către multe alte lucruri. Să-l amendeze pe unul că a parcat greșit, să ia pătrunjelul unei bătrânici și lucruri din acestea. Sau să aibă grijă de complexul imobiliar al lui Robert Negoiță. Asta da, asta face, asta. Da, bineînțeles. Să mi le dați și nou, vă rog. Uitați-vă, dar vorbim în continuare despre spații vechi și nu vreau să... Da, vreau să deci, referitor la consumul de droguri în școli. Avem nevoie de un primar care să nu tolereze și să nu există suspiciuni asupra dânsului că ar fi cumva mână în mână cu toți dealerii și consumatorii de droguri da, din sectorul 3. Faceți niște acuzații 3. Iarăși foarte grave și nu aveți dovezi. Nu am spus că suspiciuni. La ora 4 după amiază, Robert Negoiță este oprit de către poliția rutieră, conducea haotic, conform procesului verbal, pe contrasens. Și nu era băut. Nu știu, din câte am zis, nici infart n-avea. Permiteți un drept la replică? Vă rog, foarte secunde. Și colegul dumneavoastră de la USR, când a plecat din ședința de Consiliul Local, în același loc, la fel de haotic, la fel de dar pe contrasens, a fost oprit. A fost el oprit a intrat pe interzis și i-a luat permisul. E, în același loc a fost... Haideți, vă rog frumos, în același loc... Bine, haideți să vorbim despre un alt subiect de interes, accesul la servicii de sănătate și pentru serviciile sociale. Aveți fiecare câte un minut, pentru că nu ne mai rămâne timpul. Începem cu dumneavoastră, vă rog. Marco, bun. Reprezentant. Avem două probleme mari în sectorul 3, Policlinica Vitan, Policlinica Titan. Din păcate, ele nu sunt în administrarea sectorului 3, sunt în subordinea ASSMB-ului, respectiv Primăria Capitalei. Asta e dovada clară a lipsei unei de colaborări între Primăria de Sector și Primăria Capitalei, pentru că aceste policlinici sunt cu risc seismic de gradul numărul 1. Mergi să te tratezi, o să pleci mort de acolo, Doamne ferește. Ați văzut expertiza? Vă rog. Clasic, nimic. Ați văzut expertiza, nimic special. Risc seismic numărul. Dacă îmi dați voie să-mi termin ideea. Este încadrată în clasa de risc seismic. Da, Policlinica Vitan este cu bulină roșie. Este cu bulină roșie. Să nu știți aibă. Nu este expertiză. Este. Lăsați-l în pace. Văd că tot îi place să intervină. N-a vorbit destul în Consiliu 4 ani de zile. Vrea să vorbească acum. Haideți că mai aveți 30 de secunde. Vă rog, domnule Marco. Bun, avem această problemă cu policlinicile Vitan și Titan care trebuiesc ori refăcute de la zero, ori consolidate, renovate și redate publicului după standarde normale. Sectorul 3 știm că este cel mai dens sector din capitală. Avem peste 500.000 de suflete în acest sector. Vin cu o soluție simplă. Dacă vă aduceți aminte cum erau dispensarele, cum le spuneam noi dispensare pe timpuri, venim cu aceste centre medicale, zonale sau de cartier, cum vreți să le numiți, și tratăm mult mai mulți oameni. Mulțumesc, domnule Judele, vă rog. Problema, a spus sănătate sau social? Și împreună. Combinat, aveți deci, un minut. Deci vorbim și despre asistența socială și despre sănătate. Primăria de sector nu are foarte multe atribuții pe partea de sănătate, este bine de specificat acest lucru, dar sectorul 3 are nevoie de un spital de urgențe pe care noi putem să-l construim în sectorul 3.
Dacă vorbim de sănătate, vorbim de trei paliere. Asistența la domiciliu, asistența medicală pe care o putem oferi în policlinici sau în puncte pediatrice de urgențe pe care le avem incluse în programul electoral și un spital de urgențe. Revenind la partea socială, asistența socio-medicală la domiciliu este și ea una foarte importantă și anume, sectorul 3 are peste 60.000 de persoane trecute de vârsta de 65 de ani. Asta înseamnă că majoritatea vor avea nevoie de aceste servicii sociale. Ce înseamnă asta? Înseamnă ca cineva, o persoană specializată, să vină să-ți deschidă ușa și începând de la curățenie și aerisit în casă, până la făcut poate cu lucruri mai complexe din punct de vedere medical. În casă. Bun. Păi da, e un ajutor, am văzut că a fost luat și de alea. Dar nu știu, e viziunea, domnule Marco. E viziunea, nu mulțumesc. Gata, v-a expirat timpul. Vă rog și dumneavoastră. Mulțumesc. Spunem că nu avem atribuții pe sănătate, dar venim cu niște soluții, cel puțin domnul Judele, nu știu de unde... Dar putem să facem un spital. Dacă vom avea atribuții pe partea aceasta de sănătate, vom putea face două spitale. Putem să facem un spital? Bun. Vă rog. Avem concret în ședința trecută de Consiliu Local, am cerut din administrarea Primăriei Capitalei către Primăria Sectorului 3, cele două policlinici, împreună cu medicii care își desfășoară activitatea care acolo. Au fost acolo și au spus că nu sunt de acord. O parte din ei, probabil că dumneavoastră i-ați dus în eroare puțin înainte de ședință. Noi doar am cerut clădirile în administrarea sectorului 3. Împreună cu ei vom lua cele mai bune decizii. Mulțumesc. Pentru a vedea cum putem reconsolida acele clădiri. Mulțumesc foarte mult. Mi se par candidații pentru Primăria Sectorului 3 și Consiliul Local foarte bine intenționat. Împreună sunt sigur că vor face treabă bună acolo. Vă doresc succes tuturor. Vă mulțumesc pentru atenție. Mâine discutăm despre Primăria Sectorului 5. Numai bine!